white outside, and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing, Merry Christmas to you. This time of year is a time to cheer. Let our loved ones, our family and friends have a Christmas with so much love and with joy and laughter. Let us make memories that stay forever. It's Christmas today. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, the Christmas choir sing, Merry Christmas to you. De Vlogmas. Din păcate, până la ora asta, eu nu am reușit să vorbesc absolut deloc cu voi. Este aproape de ora 2. Am venit aici la bucătărie să mă pun să pregătesc ceva pentru prânz. Sincer, nu știu să vă spun ce vom mânca la prânz, deoarece astăzi pentru prânz am ceva adus de soțul meu de la muncă. Nu știu ce este, dar vom desface împreună și vom vedea. Mai întâi trebuie să bag la cuptor și apoi să mâncăm, pentru că nu este gătit termic încă. De dimineață nu am reușit să vorbesc cu voi, deoarece am reușit într-un final să merg și eu în magazinul Acțiuni. Mi-a promis soțul meu că luna decembrie mă va duce până acolo în magazin să văd cum este. Astăzi am reușit să ajungem, mi-a fost teamă pentru că la noi de, nu mai știu, miercuri sau joi s-au închis din magazine, a început iar cu restricția și nu știam dacă este închis și Acțiunul. Ei bine, am avut noroc, a fost deschis și am descoperit un Acțiun aici, aproape în zona noastră, cred că este la vreo 15 minute distanță cu mașina, cam așa. Din păcate, Acțiunul în care am fost noi nu prea mai era foarte bine aprovizionat. Avea câteva produse, câteva chestii foarte interesante, dar nu foarte multe. Erau rafturile puțin cam goale și foarte multă lume. Extrem de aglomerat, nu era un magazin extrem de mare, dar era lume, nu știu, puhoi, multă de tot. Am reușit și eu să îmi iau câteva lucruri care mi-au atras atenția. Din păcate, lucrul pentru care am vrut neapărat să ajung în Acțiuni, nu l-am găsit. Este vorba despre un platou pe care puneam tortul. Am văzut un astfel de platou la Delaine. La fel, ea l-a prezentat într-un hol și a spus că este din Acțiuni. Acest platou eu l-am văzut și pe H&M, doar că este de 2 ori mai scump. Dar dacă nu l-am găsit, acum trebuie să dau comandă pe H&M, deoarece mi-l doresc mult de tot până la ziua lui Sophie.
Am găsit câteva lucrușoare foarte drăguțe și mi-am propus să mai merg în aceste acțiuni în viitor. Mă gândesc că, nu știu, cândva, când nu o să mai fie așa nebunie cum este acum în prealba sărbătorilor, aveam nevoie de două perne pentru, de fapt sunt doi puiuți pentru fețele acelea de pernă la vânzul care le-am luat pentru Sophie, așa că le-am luat astea două. Nu știu să vă zic prețul, parcă am bonul, dar dacă îl găsesc, vă voi lăsa scris pe ecran. În orice caz am dat cam 20 sau 21 de euro pe tot ceea ce am să vă arăt acum. I-am luat o hârtie de copt. I-am luat și două pânze pentru pictat. Vreau să pictez ceva cu Sophie. Mi-am luat un tocător așa micuț, aș fi vrut unul ceva mai mare, deoarece al meu începe să se deterioreze, dar nu l-am găsit decât pe acesta. Soțul meu și-a luat instrumentul acesta, un ventilator mic, habar nu am ce vrea să facă cu el. Mi-am luat un set așa în care să pun condimentele la bucătărie. Mi se pare tare drăguț și ăsta nici nu a fost scump. Nu știu, mi s-a părut surprinzător de ieftin. A fost până în 2 euro. Mi-am luat bețișoare așa. Nu știu. Sunt din bumbac, observ. Le folosesc aici pe la bucătărie. Mi-am luat o paletă. La fel a mea, am uitat-o în tigaie și am mars-o, așa că mi-am luat alta. Mi-am mai luat o brichetă, asta îmi trebuie neapărat pentru lumânări, mai ales cele care sunt în borcan și nu prea mai pot să ajung bine la ele. Am avut una, dar mi-a stricat-o soțul meu. La decorațiuni nu prea mai era mare lucru, chiar era gol de tot, dar le-am văzut pe astea două care mi-au atras atenția. O veveriță și aceasta este o bufniță, mi-a plăcut mult de tot. Și acum, zic sincer, era și un ursuleț ceva mai mare, i-a rămas gândul la el și îmi pare rău că nu l-am luat. Mi-am mai luat și două chestii astea, nu știu cum să le zic, ba nu, nu vine acum. În fine, vreau să le pun aici pe masă la bucătărie. Șervețele. Nu sunt șervețele, nu știu cum să le zic. Pentru a picta cu Sophie am luat setul acesta de acuarele. Și ultimul lucru pe care l-am luat este acest bol micuț cu Moș Crăciun. M-am gândit să pun ceva acum de Crăciun în el. Și da, cam atâtea chestii uțe am luat eu din acțiuni. Acum mă pun și eu să strâng astea de aici. V-am zis, trebuie să bag prânzul la cuptor. Sophie doarme, ea are ceva pregătit pentru prânz. I-am făcut aseară spanac și vreau să fac pentru cină cartofi la cuptor cu... Am niște coaste de la mama și le-am scos acum, le-am acolo pe calorifer să se dezghețe. Pentru Sophie am scos un piept de pui și la fel să văd cu ce îi fac ei. Și cam asta până acum. Azi îmi doresc să nu fac un clip foarte mare, deoarece m-am lungit cam mult, nu mi-am dat seama că voi reuși să mă lungesc atât de mult și mi-am propus ca astăzi să nu filmez foarte mult. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night. It's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. There's joy in the air, family's near. We give thanks for this past year. Oh, nothing.
nothing compares to the love that we share. Oh, what a bliss. A green red delight with glimmering silver white. You dazzle us all from big to small. Warm laughter and white smiles, my presents stacked in piles. Take me away, Christmas Day. Astăzi n-am reușit să deschid calendarul atât de până la ora asta, așa că mi-am adus aici numărul 12 din cel de la Lancome și mi-am adus și pe cel de la Douglas. Și haideți să vedem ce este la numărul 12. Cred că e o mască. Tot de la Bioter. Aqua Glow. Este o mască de față. Da? Și să vedem și un cel de la Douglas. Unde este 12? Aici. Tot ceva mic. De la Ana Iache, un mascara. Pe ăsta nu mai desfac. Deja l-am desfăcut pe cel de la Lancome, așa că pe ăsta nu mai desfac. Se pare că nici de data asta nu am primit ceva mai măricel în cel de la Douglas. Nici nu cred că o să primești ceva până la sfârșit. Voi încheia ziua de Vlogmas aici, deoarece nu-mi doresc să mă lungesc foarte mult astăzi. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi și ne oferiți toată susținerea voastră. Vă urăm o noapte liniștită, ne vedem mâine dimineață, noapte bună, pupici, pa, pa!